Салут, приятен. Sunt Mihai Spanov, con video despre un site unde se poate face niște bani buni dacă facem tot corect. Deci, pentru a face $18 pentru fiecare invitat, inițial trebuie să ne activăm pe acest site. Înregistrarea pe acest site care spune sub denumire mai orca este foarte simplă. Se indică e-mail, parola. Pe urmă, pe e-mail, vine un mesaj unde trebuie să apăsăm pe confirm e-mail. După ce intrăm în cont cu e-mail-ul și parola și în interior o să fie toate conturile 0. Deci ideea care? Că pe acest cont noi putem adăuga portofelul nostru în Ethereum, pildă nu se fac tranzacții. El e de un fel de statistică. Acest sajt ne arată ce curs este la criptomoneta Ethereum, de pildă, portofelul Ethereum, el crește, de pildă, am adăugat, de pildă, contul meu de la HitBTC, o bursă, unde am 3 monete, de pildă. Aici nu se vede, da, se vede mai jos. Ethereum am de pildă 0.3. Bitcoin uleacă 8.31 și o monetă PMT. Deci cândva am vândut aici moneta aceasta și mi-a rămas aici niște timp. Deci sunt diferite burse, puteți să adăugați o careva bursă și să vă activați. Deci activarea, sub înțelege, adăugarea contului pe acest site la careva bursă, unde sunteți înregistrat. Deci acest site, în primul rând, nu are acces la bursă, doar că el vede ce bani aveți acolo. Și pentru aceasta se poate primi 300 de monede. Deci unde se vede acest lucru? La referral este scris că pentru fiecare prieten invitat care își adaugă cont pe acest site primim $18. Deci închipuiți-vă că ați găsit 10 oameni care au portofel de pilă de Ethereum. Amoi criptomonete mulți se ocupă, vrând nevrând au creat un careva cont. Deci el trebuie să adauge portofelul lui Ethereum. Și pentru asta primiți $18. A să invitat 10 oameni, aveți $180. A să invitat 100 de oameni, aveți $1800. Deci, închipuiți-vă că faceți câte 5 oameni pe zi, în 20 de zile faceți $1800. Dacă puteți invita câte 10 oameni pe zi, încă și mai bine. Atunci, în 10 zile, faceți 1800. Ca exemplu, ce ne poate invita. Dar și 2-3 oameni, tot e un plus. $18, asta nu-i puțin. Cum facem noi ca să avem acces la link de referral? Deci, dacă nu facem activarea contului, nu adăugăm portofel sau cont la careva bursă, nu primim link referral, de referral. Deci dacă ne uităm la un screen care am făcut când abia am făcut înregistrare, este tot 0 și vedeți că linkul de referral nu este. Pentru aceasta trebuie de apăsat aici pe cuvântul acesta, unde se vede săgeata, și de făcut pașii care apar. Ce fel de pași? Deci uitați-vă, când intrăm la pagina principală, unde vedem conturile care le-am adăugat, am adăugat un portofel Ethereum și un cont de la bursa HitBTC. Cum se face adăugarea? Deci apăsați pe adăugarea contului și vă apare instrucțiunile. Deci uitați-vă, este instrucțiuni video,
Cum să adaug un cont de la bursă? Deci, când apăsăm pe această inscripție, instruction, se deschide această pagină YouTube în playlist, unde sunt 8 video cu diferite burse. Deci eu am ales Hit BTC, am uitat un minut video. Am făcut și am adăugat. De pildă, aveți cont la Bittrex, adăugați Bittrex. Aveți la Bitfinex, Bitfinex. Deci vă uitați ce este aici. Kraken, de pildă, sau Binance. Faceți cum arată în video, deci e tot simplu acum. Pentru aceasta apăsați aici, după ce ați văzut video. Și alegeți, de pildă, bursa care o aveți. Aveți cont înregistrat, de pildă Binance. Unde adăugați API în direcția dată și secret key. Deci toate acestea se creează pe burse. Deci este așa funcție de a adăuga API. Deci asta este un acces online la contul vostru. Acolo sunt diferite restricții, deci nu faceți acces la cont pentru a face tranzacții. Faceți acces doar pentru a vizualiza. Acolo sunt două butoane unde se bufează, nu toate patru. Deci acolo scrie ce permite. Deci dați acces doar la vizualizare. Deci eu am făcut așa cum spune și am mai adăugat și Ethereum. Deci Ethereum, doar simplu portofel adăugăm, îl plasați și apăsați adaug. Eu deja am adăugat, deci și-a apărut Ethereum. Deci puteți adăuga doar portofelul Ethereum și nu nicio problemă. Pentru ceea ce site de 300 de monete, nu știu, dar deoarece de ce să nu le lua. Deci $20, undeva în jur de $20 pentru un jumătate de oră de lucru, dacă de explicat l-am cunoscut. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.